Salutare, eu sunt Cristi și astăzi revenim cu cel de-al patrulea episod din seria noastră de Test Pack Please Ignore. Și ce avem noi aici? Oh, da, avem cum se numește, căsuța, să zic așa, pentru smeltării, pana mea, făcută completă și o chestia asta este foarte șmecheră, deci chiar îmi place cum arată. E așa mișto, nu știu, plus că se potrivește, oricum. Am făcut un acoperiș relativ mic pentru că ne aveam să sorteze cu ăsta. Asta unul la mână și doi la mână, nu aveam atâta lemn, chiar efectiv nu mai am lemn. Așa și am defrișat pădurea, de fapt câțiva copaci de până spate. Și o să mai vreau să iau și pe ăștia de pe aici. Și trebuie să scoci chestia pentru că am folosit lemnul roșu de la un copac d-ăsta pentru tâlpii ăștia și pentru podea, în cazul în care nu v-ați dat seama, deci probabil v-ați dat. Și mă uitam cea de genul, am vrut să fac o ușă și mă gândeam că, e clar, dacă o fac așa, gata, iese ușă roșie, dar nu, aparent, ăsta ar fi trebuit să fie rețeta sau stai cum era. Deci, cred că ăsta este singurul lemn din care, uite, ești, Logwood Wood Planks, Logwood Wood Planks, ce drăguț. Deci ăsta cred că este singurul material din care nu se fac nenorocite de-astea de uși. Mă rog, nu contează, oricum. Totuși ar trebui să fac o ușă, adică ne, să nu arate chiar așa de rău. În fine, mai punem unul și acolo și asta e. Nu arată prea bine, trebuie să recunosc, dar având în vedere că este ce a făcut de mine din capul meu, fără să mă inspir de pănicăieri, eu zic că sunt mândru de mine. Și by the way, am găsit chestia asta pe aici, ce dracu vreau să zic. Hai să o luăm de la început, am luat tot sendul de aici și am găsit piatră roșie și asta e clay, what the fuck? Ok, nu l-am observat, am avut impresia că e marble sau chestie de aia alaltă. Chestie de aia albă, nu știu exact cum se numește. În fine. Oh, god, nu pot să spar cu... Oh, god, nu se sparge cu pickaxe-ul de iron. Oh, my fucking god. Oh, well. Bun. God damn it. Hai, da. Bun. Am ajuns, am luat chestia asta, Ember, chestie, și acum hai să ieșim. By the way, am rămas fără pic de cobblestone. Oricum, aici o să acopăr cu dirt, dar mi-era lene să mai stau. De fapt, stați, uite, am văzut acolo chestia aia roșie, care este iridium ore și care nu se sparge cu pickaxe-ul de iron, așa că nu ne interesează momentan. În episodul de astăzi vreau să mă duc... Vreau să mă duc să caut băltoca aia de lavă pe care o găsisem, să iau niște lavă, să vin să umplu chestia aia și cam atât momentan, că nu prea am ce să fac mare lucru. În partea asta am lăsat așa liber pentru că vreau să mai pun două chesturi și cam așa o să arate. În partea două chesturi o să mai pun și pe aici, aici o să fie chestii, crafting-uri, bla bla bla, good, văd eu ce pun, însă... Până atunci o lăsăm așa, avem nevoie de lavă și de obsidian, pentru că stați puțin, că acum mi-am amintit un lucru, deci din curse construct steel, bun, steel, hai să vedem din ce se face. Steel is created by melting melting down full durability chainmail armor. What? Trading with villagers or killing mobs or getting it. What the fuck? Cum dracu? Ci că nu poți decât să... Ci că poți să obții decât dacă topești armură de chain. Steel... Ci că, manganese, ci că ar fi iron și manganese, da, manga pe naiba, manga, n-avem ma, nu știu cum scrie, magenta,
Magenta, mână, Manilin, căcat. Ok. Rămânem la Elumite. Puh. Bun. Vreau să fac întâi de toate puțin curat pe inventar, adică să las toate lucrurile de care n-am nevoie aici și o să iau astea de care am nevoie. Astea nu cred că am nevoie momentan. De fapt, da, nici de mâncare n-am nevoie. O să am nevoie de iron pentru bucket-uri și o să-mi iau câteva. O să facem 4 bucket-uri, să zicem. Mai mult nu cred că am nevoie. Hai să fie 5, să fie 5. Oricum avem iron suficient. Am luat chiar unul în plus. Ah, damn. Și stai așa. Skyla, bla 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 bla. Elumai... Nu, nu aici scrie. Cred că în cealaltă scrie rețeta Elumaitului. Elumelea. Măsa. Deci. Nu aici. Ba da, aici scrie. Uite aici. 5 aluminium. Oh my fucking god, nu cred că am aluminium. Iron și obsidian. Oh, doamne. Oh. Bun, deci aluminium. Trebuie să găsim aluminium, aluminium, aluminium. Nu cred că avem. Bine, sunt sigur că nu avem aluminium. Ok, aluminium, stai așa. Aluminium, ok. Aluminium block. Oh, shit. Block of aluminium. Ah, doamne. Stați. Așa. Și bănuiesc că aluminiumul este un alt aliaj. Da, uite, aluminium. Stai, ce? Aluminium bras. Aluminium și cupru. Ai, de pui mei. Ok, Tinker's Construct. Aluminium. Așa. Nu mă, ce că ar fi or, what the fuck? Sau ce? Ah, fuck this shit. Lasă așa. Bun. Mă duc... Cred că facem întuneric. O să am nevoie... Ok, nu ne slip la mic, pe maica ta. O să am nevoie neapărat o să ajung în Nether dacă o să continuăm așa, pentru că acolo găsim chestii destul de o pe care or să ne ajute. Adică... stai că am uitat cum se numesc. Cobalt și chestia cealaltă. Bun. Am luat alea la mine. Hai da. De fapt, stai. Hai da să fac întâi... Să fac întâi gălețile, că degeaba mă duc fără. God damn it, cât de aiurea mă simt. Uf, ok, încotro acum. A, uite, gata, am găsit. Chiar nu-i departe. Dar nu pare fi chiar așa de multă. God damn it. Ar trebui să facem și un cori pe undeva. Știți, cu ori, chestia aia pe care o folosim ca să minăm, de fapt minează pentru noi. Hai, cred că tocmai am făcut praf o bucată de lavă, dar nu-i bai. Ok, una, două, trei, patru, cinci. Hai că e bine. Dacă mai avem nevoie, e relativ aproape și putem să o luăm de acolo. Avem și văcuțele aici pe care la un moment dat o să trebuiască să le luăm să facem o fermă, pentru că ne sunt cam cele mai useful, pentru că din ele putem să facem mai multe chestii. Bine, nu neapărat din vaci, putem să facem lucruri, ci din chestiile pe care ne le oferă vacile. A, da, apropo, am uitat să zic, aici am lăsat geamul. Am lăsat acoperișul liber pentru că o să vreau să fac așa.
vreau să iau niște sand, să-l prăjesc, să-l fac sticlă, cum deja avem pe aici, și să mă duc și să fac... Oh, Doamne, nu mai avem nici colt, să mergem după colt. Ok, o să mă duc înapoi în mine imediat. Ah, distracție, ce distracție o să am când o să stau să umplu aia, dar nu-i bai. Stați că am uitat cu ce căutam. Bun, deci... sticla de aici. Barem să știu și eu să stau liniștit că funcționează chestia asta măcar. Bun. Așa. Ok, o să consider că chestia asta nu este lipită de aia, ci pur și simplu e alt tank sau cum. Da, cred că așa e. E, fine. Așa. O să facem clear glass din ăla foarte șmecher și o să-l punem pe aici. Ups. Punem înapoi. Așa. Acum. Am pickaxe-urile astea două. Săbiuța, asta de mâncare. Vreau. Ce vreau? Nu știu ce vreau. Torțele. Și niște lemn. Hei, dar chiar uite, mai aveam lemn. Vreau să fac niște scări din astea. Așa. Am făcut cam multe, dar nu-i bai, pentru că vreau să fac în partea aia la mine o modalitate de a ajunge jos, că nu vreau să mai mut asta. Deci de aici o să mergem în jos, așa o să facem. Să facem un fel de tunel care duce efectiv jos și cam aia e. Cum să facem? E, fapt, stai, cred că știu. Ca să nu ne chinim prea mult. Să-mi iau falling damage. Hai că nu mi-au falling damage. Mi-am luat falling damage că am fost dobitoc, dar puteam să evit. Bun. Așa, am făcut un drum. Vreau să pot să cobor și să urc liniștit. Pentru asta aș fi avut nevoie de ceva de asta mai bună, cum se numește, cea lopată mai bună. De fapt nu neapărat că mai bună, asta e bună, decât că mai rezistentă, mai durabilă, mai nespartă. Nu știu ce combinație de cuvinte să folosesc, să le folosesc corect. Așa. Și... aici. Nu știu, văd eu cum mai pun. Punem una și acolo. Că de ce nu? Și acolo, na, să fie. Ok. Așa, trebuie să am grijă. Oricum am ajuns pe aici. Stai, văd niște oruri ciudate. Te rog, spunem că e aluminium. Te rog, spunem că e aluminium. Perfect! Bun. What the fuck? Ce tot găsesc clay pe aici, mă? Și ne uite cu chestia asta, cu marble. Da, cu marmură. Cu marble am încurcat eu asta. Doamne ajută, am găsit aluminium. Bun. Acum nu mai avem nevoie decât de... diamante ca să luăm obsidian. Lejer. Foarte ușor. De obținut. Ups. Uite de capul meu. Știi, așa genul, de unde se aude? Chestia aia a picat într-un... zonă. Ok, nu mă plâng. Mă, da, chiar. Eu n-am folosit și un morf până acum. Cred că ar fi un început bun.
Așa, multe lucruri. Iar încep cu Iron-ul. Dar hei, dar chiar acum dacă avem smelterul, chestia aia din Tinkers, acum cred că putem să profităm o leacă de el și să prăjim iron ore-urile ca să facem mai mult iron, nu știu exact cum funcționează, dar dacă nu mă înșel așa e, mă rog, oricum vreau să testez chestia asta, adică vreau să văd dacă, să zicem, topesc două d-astea de iron, câte iron ingături obțin? Ar trebui să obțin, cred că 4, 3, nu știu exact, 4 poate. Ok, iar avem o groază de clay pe aici. Faza e că momentan nu mai avem nevoie de clay. Asta ar fi fost bun dacă l-observam, cred că data trecută. Sau, mă rog, data trecută când am ajuns pe aici. Hai, mă rog, înțelegeți. Ce e asta? Iridium ore. Black granite. Dar n-am mai omorât niciun păiangăm până acum. Tin. Ok, și asta e bun. De fapt, orice e bun, dragi, e un modpack. Așa, coal-ul e bun în special. Pentru că, acum avem nevoie mai mult ca oricând de coal. Așa, mă scuzați. Ah, dar chiar am încercat, adică nu că am încercat. Da, tocmai acum am încercat cola cu gust de vanilie. Bă, să știți că nu e rău. Mă așteptam clar la ceva mai nașpa, dar am luat că ziceam că hai să nu zic că n-am încercat și de asta, că am încercat de aia cu cireș și aia a fost chiar bună. Și mă gândeam, cola cu vanilie, nu e chiar cea mai grozavă combinație, dar aparent chiar merge. Ok. Dar cred că o să rămân la cafea. Da, cel mai bine. Bun. Aici o groază de căcaturi de luat. Știți, îmi place, mie îmi convine mai mult că am găsit chestia asta. Că pot să ajung mai ușor la oruri, adică nu stau să minez prea mult, oricum o să trebuiască să minez, că am nevoie de gold și de diamond, de gold, cred că am nevoie de vreo 20 de bucăți, cred, sau oricum pe acolo undeva, nu știu exact câte. Și diamantene, de la sine, de înțeles, diamantele sunt bune oricând. Ok, multe chestii de minat, multe chestii de minat, foarte tare, foarte tare ce e asta. Da. Ok, mult iron, coal, asta e bine. A, pe aici am fost, pe aici am venit. Pă, aici trebuie să mă duc. Să văd. Oh, foarte bun, foarte bun. Asta era, aici era frumos dacă aveam o găleată, măcar cu mine, să fi luat la vaia, să nu se consume degeaba. Băi, interesant pe aici, adică pot să vin odată și să minez ca lumea. Oh, dar aici deja e cam nașpa. Ok, uite un ăsta. Freezing spray. Ce dracu' e asta? Bomb, coal coke. Bucket of force. Force shard. Interesant. Oh, încă un chest. Force gem. Work cart. Cover up, what? Filled tin can. Stencil, stați așa. Na, căcat, că am uitat că nu sunt în Hexit să-mi iau backpack-ul să le pun pe acolo. Stencil. Așa, am luat chestiile astea și cred că trebuie să mergem înapoi sus pentru că n-am ce să mai pun. Ai de capul meu, o groază de lucruri de luat de pe aici. Uf. E bine, oricum. O să avem o groază de iron de luat. În momentul de față, aș vrea să iau niște aluminium, totuși. Cât avem aluminium? Aluminiu avem decât 3 bucăți. Ok, deci aparent e destul de răruț, să zic așa. Oh, fuck. Mor, mă. Să-mi bag piciorul. Shit, de unde a tras? De unde a tras? Ah, uite-l. Ah, shit. Fuck you. Fuck you, mate. Fuck you.
And your mommy. Your mama. Holy fuck. Damn, părea întuneric pe aici. Ok, oricum găsim foarte, foarte, foarte mult de ăsta. Foarte mult iron. Din nou nu mă plâng de aceasta. Blue topaz. A, cred că am una de aia găsită. Actually, nu știu ce mai mult. N-am spațiu să mai au lucruri. Dar mă uit pe aici, oricum o să trebuiască să previzitez locul. Nu. Din... Poate că ar trebui totuși să-mi umplu stack-urile, adică măcar să iau un stack de iron dacă tot am venit aici. Da, ar fi drăguț. Și după aia să plec să-mi văd de treabă. Chestia asta n-am luat. Bun, oricum aici e un dead end. Și de fapt, da, coal chiar mi-ar trebui. De coal chiar am nevoie. În momentul de față, cred că mai mult decât de orice altceva. Că am rămas fără. Bun. Trebuie să am grijă ce fac cu sticla aia, că mi-am amintit că am topit-o să nu uit și să pun iron acolo. Oh well, hai da, stați așa să luăm și noi coal de pe aici și plecăm. Oh my god, cât a dat asta de coal. Da, am fac stack-ul lejer de aici, cred că iau chiar mai mult dacă stau să sparg tot. Hai, uite și iron. Și yellow right. God damn it, cât urăsc asta. A, air infused stone. Greșeala mea. Așa. Spargem chestii pe aici. Bun. S-a cam dus dracu' stack-ul de ceva timp. Mă rog, hai să spargem și să văd ce arunc. Cred că arunc această unică torță. Și nu o să o arunc, o să pun aici. Cum am zis, avem nevoie de coal și tot am găsit aici mult. Ehe, dacă s-ar găsi așa chestiile și în Minecraft. Minecraft Vanilla. Holy fuck, câta zona aici, nebun, se extinde încă. Fii atent că persistă. Continuă, nu se lasă. Goddammit. Ioi. Ok, mai e. Asta e că mai avem și sus. În partea asta se mai duce. Plus iron nu mai avem de luat. Oh my god. Hai că e bine. Pentru o perioadă cât de lungă de timp, nu știu. Dar totuși pentru o perioadă ne-am rezolvat de aici cu coal-ul. Numai din chestia asta ne-am rezolvat cu coal-ul o perioadă. Mai am nevoie de 9 bucăți și se umple stack-ul. Îl cai că mai am puțin și îl umplu și pe ăsta. Și tin că tot am găsit, de ce nu? De ce să nu-l iau dacă pot? Atât, doar 2 bucăți? Ok, doar 2 bucăți. Aparent ăsta se găsește și el mai normal. Bun. Cred, stai, că să luăm și coarțul. Tot l-am găsit că avem și coarț luat. God damn it. Așa. Ok, nu prea îmi place mie să stau să minez în episod, dar în asemenea situații cred că e cam necesar, adică, da. Avem nevoie și de așa ceva. Bun. Să am grijă cum merg pe aici. Dacă nu găsesc aici o porțiune de asta cu iron, cam partea cealaltă tot degeaba. De fapt, cam partea cealaltă cum am avut coal. Ne, nu e, hai că aici e mai umenesc. Ironul. 56, bun. Oricum mi s-a spart ăsta pickaxe-ul, deci e ceva. Adică mai avem un spațiu în inventar în plus. Stai că eu nu mai știu pe unde trebuie să mă duc, pe aici, cred. Posibil. Luăm și tinul.
Shit! LOL! Ioi, bă, ce țăra, nu-i măcar n-am auzit. Hai de capul meu. Ce hal m-a speriat. Bine, a fost vina mea că trebuia să fi fost atent, dar ne. N-ai ce să-și faci. Bun. Așa, am stat cu The Coal. Hai să luăm de aici ce avem de luat, tinu. Iron. Oh, goddammit. Bă, 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 chill, mă. Stai calm. Ok. Ia corect pe ăsta, nu pot să-l iau. Și am ieșit aproximativ la suprafață. Adică am ajuns înapoi unde ar trebui să ies, să plec. Ok. Mă plimb pe aici o leacă, e de umor. Pe ăsta nu pot să-l iau încă. Deci bănuiesc că ăsta se agen cu diamantul, cu pichexul de diamant. Uite iar. Oh, uite, am găsit mai mult aluminiu. Și o să mă duc după el. Și mai era și în partea cealaltă. Unde e? Uite aici. Pă naiba. Doar o fac în bucată. Goddammit, ok, în momentul de față accept cât o fi. Nu mai să fie acolo. Oh, bun, uite iarăși. Aluminium. Nu mai avem torțe. Goddammit, asta se găsește doar câte o bucată, câte o bucată. Fuck. Ia, aparent chiar așa se găsește, câte o bucată, câte o bucată, câte o bucată, fuck this shit. Uranium. Chestii din astea colorate n-are rost să iau acum. Super. Oh, în sfârșit găsești o două bucăți de aluminiu, unul după altul. Așa, avem cuarț, avem de-astea. Cred că am putea ieși. De fapt, vreau să mă uit. Oh, uite acolo, iar în luminiu. Încă da, dacă eu nu știu cum arată... De fapt, nu știam cum arată, ce vă așteptați de la mine. Yay. Oh, decât să stau să mă chinui să obțin armură de chain mai bine, așa. Ok. Oh, fuck. Goddammit. Așa. Ar trebui totuși să opresc apa asta, că e cam nașpa. Adică acum nu mai am nevoie să mă urc după ea. Că tot am pus acolo scările. Ups. Upsie daisy. Așa. Știu cu ce o blochez. Hai să pun un ăsta de iron. De fapt, nu. Ceva useless. Uite, cobblestone. Bă, zic eu de cobblestone că e useless și chestii, dar o să am nevoie de cobblestone, că ne cobblestone în momentul de față am mai puțin decât iron. Basically, cobblestone... Ah, fuck! De ce tăcu am pus eu de ăsta? Ah, acum o să mă frece. La cap. Ideea. Da, mă rog, nu contează. Oricum o să uit. Cum am zis, am mai mult iron decât cobblestone. Deci nu-i bai. Așa, am luat iron-ul și un pic de damage. Dă doar un pic, nu-i problemă. Ok, hai că avem aici încă două bucăți, cel puțin, din ce am văzut. Una, oh, trei. Ba nu, fuck this shit. Ah, ba, chiar trei erau, decât că nu le-am văzut. Am avut impresia că astea două sunt aluminium. Și eram și așa, oh, bun. Și pe am văzut că mai multe și eram și așa, și trecut sau și pe am văzut, fuck. Bun. N-am cum să mai iau și asta, nu? Ah, că ce să arunc? Arunc ochiul ăsta după aia în gând. Ok! Nu mai am nici pic de lumină, goddammit.
Uită-te și tu cum... Stau eu și minez. Ok. Și nici măcar, deci gândiți-vă că eu minez în halul ăsta și nici măcar n-am ajuns la nivelul cu diamantele, dar totuși toate chestiile astea or să fie useful la un moment dat. Deci, nu că la un moment dat, acum sunt useful, adică efectiv n-am luat nimic doar așa ca să fie, dar mai am nevoie de lucruri useful ca să fie treaba. Adică ironul ăsta o să-l transformăm în mai mult iron. O să trebuiască să fac oricum niște chesturi de gold pentru item în general. Așa, stați că mai văzusem pe undeva ceva iron, cred, nu știu exact. Frate, oricum la cât de mult iron a fost pe aici, a, uite acolo. Deja nici nu mai știu care pe unde e, adică e, da, așa că, da, n-aveți ce să ziceți de asta. Bun, am, cred că, un stack și ceva de iron, un stack și 15 că arată aici. 16, da. 18, 19, 20, 21, destul de mult. Ok. Mă, am câte ceva. Am și cobblestone destul, destul stack. Iron. Coal, hai să ieșim. Nu știu cum să fac eu mina pe aici. Să ajungă bine. Uf. Hai la suprafață. Bun. Și înainte să mergem în partea aia, vreau să ajung aici și să iau astea. Și hai să pun în chest ce n-o să am nevoie momentan. Adică toate astea. Așa și probabil că și asta. Bun. Așa. De fapt, mai am nevoie de niște lemn. Nu știu ce fac asta aici, dar mă rog. Bun. Avem un crafting station. Crafting station. Puh, nu stations. Pe care o să-l punem, uite, aici. Bun. Tinker's table. Tinker table. God damn it. Și basically pe ăsta pot să-l folosesc ca pe un... de-asta normal. Stai că sunt curios. A, foarte tare. Așa. Avem acolo sticlă topită, uite, după cum puteți vedea. Cât avem? Eu știu cât am pus. 16 blocuri. Oh god, ok, avem ceva. Am decât 4 de-astea. Oh shit, nu? Așa. O să avem câte ceva de stat și turnat. Bun, pe asta o punem aici. Și clear asta o să punem la tavan. Așa. O să fie, mă rog, nu o să fie mare diferență, dar arată bine. Deci de ce nu? Așa. Aș încerca să topesc și iron, dar mi să nu fac vreo prostie, că sunt relativ nou cu modul ăsta, cu tinkers-ul și nu știu exact ce și cum. Bun. Câte blocuri mai sunt? 10 blocuri. Hai că scăpăm relativ repede. Ar fi trebuit să mai fi făcut o a treia de asta aici și să fi turnat la 3 și după aia să fi schimbat, să fi pus înapoi chestiuța asta. Așa era mai bine. Bun. Trebuie să am grijă cum fac cu ironul, pentru că dacă o să am iron acolo și o să rămână... De fapt, nu. Mă gândeam că dacă topesc iron și mai rămâne acolo, ca să pune în gold, s-ar face un aliaj din gold și iron, care nu-i bun de nimic. Pentru că eu n-am un de-asta cu care să faci ingoturi în momentul de față și nu pot să fac decât blocuri și dacă depășesc un bloc, să zicem că
pun iron și nea, eu nu pot să controlez cât este. Spre exemplu, eu poate pun, nu știu, 18 bucăți de iron acolo și ar trebui să iasă două blocuri. Dar de fapt ies două blocuri și să iasă 5 ingoturi. Zic și așa, nu zic sigur, asta trebuie să testez, asta vreau să testez acum. Dacă să zicem că nu iese dublu, ci iese ceva de genul... Ups, mă scuzați, mesaj. Așa, deci cum ziceam, dacă să zicem că nu iese dublu sau exact cât iese la topitorie normală, atunci eu o să cam rămân cu niște iron pierdut pentru că nu pot să fac nimic cu el, efectiv. Rămâne acolo, că dacă îl pun să îl torn în asta, se umple până la sfert și nu pot să obțin ce voiam. Stai așa, bun. Să topesc 9 blocuri prima dată, să vedem cum iese. Teoretic ar trebui să fie un bloc. Practic să sperăm că e mai mult. Așa. Uitați, aici se topește amu. Trebuie să mă duc să mai iau niște lavă, să pun să fie aici. Să avem. Ok, și știți acum că stau și mă gândesc. Cred că ăsta este primul let's play, să zic așa, în care sunt relativ ok în episodul 4. De obicei în episodul 4 nici măcar nu-mi găseam loc. Bine, ce mi-e plăcea să mă plimb de colo-colo. De data asta m-am stabilit relativ repede, doamne. Da, relativ repede, decât două episoade mi-a luat. Dar, oricum, vreau să mă mișc o leacă mai repede, nu foarte repede. Spre exemplu, să am cine știe ce. Ok, deci face dublu. Deci am pus un bloc și ies două. Foarte tare chestia asta. Îmi dublează cantitatea pe care o am. Chestia asta e super șmecheră. Așa, ziceam că nu vreau să mă mișc foarte repede, dar puțin mai repede față de obicei. Și, bam, bam, avem două blocuri de iron. Chestia asta e prea OP la început. Acum, deci eu efectiv, la mine n-am avut un stack. Și cât am avut? Un stack și 21 de iron am avut, două stack-uri și 42. De fapt, nu știu cum să zic, înțelegeți voi. Bun. Asta, hai să le punem să fie block of iron, nu mai bine. Punem aici. Ups, nu asta. Asta cu sticla o să o fac eu off camera, o să stau să pun sticlă la tavan. Așa, doamne, deci cât mi-a luat să stau să fac prima dată casa, mă rog, să fac construcția asta. Și gândiți-vă că n-a ieșit cine știe ce și am stat jumătate de oră pe aia, holy fuck. Asta ca să înțelegeți cât de bine m-am eu cu construcțiile. Probabil chestia asta cineva, dacă ar fi să fie exact ca asta, ar face un gen 5 minute, maxim 5 minute. Cineva care să se și aibă relativ ok cu construcția. Oricum, trebuie să mai nivelez o leacă pe aici, în partea asta vreau să fac o fermă de wheat, să fie tot așa aproape de chestia asta pe care eu o numesc locuință. În partea asta vreau să acopăr și nu știu ce să fac. Oricum trebuie să facem și un quarry undeva pe la distanță ca să nu ne stea în cale, pentru că vreau să mineze ceva pentru mine efectiv. S-a topit, s-a topit. Bun. Nu mai bine. Aproape seară, de fapt nu că e aproape seară, aproape noapte. Că e seară deja. Ne punem la somnic. Și stați așa. Luăm astea, iron-ul, luăm iron-ul. Oho, tătică, o să ne distrăm cu ăsta. Ar trebui să mă apuc să fac și pattern-uri. Tool rod. Hai să facem direct ceva serios. Tough rod. Tough binding. Large plate.
Asta îmi trebuie. Asta vreau să fac neapărat. Asta încă nu, asta încă, asta, nu, nu nici asta. Ba da, asta. Hammerhead. Ok. Și ar trebui să fac câte un d-asta. Part builder. Ups. Așa și punem în chest. Căcat. Punem în chest. De ce l-am aruncat pe ăla pe lângă, nu știu. De fapt, nu știu cum am reușit să-l arunc pe lângă. Așa. Chestiile astea se fac relativ repede. Tough road. Aia e. Bun. Peste astea o să turnăm noi gold și după aia în matrițele de gold o să turnăm alte chestii și o să le facem. O să am nevoie, cred că, de destul de multe lucruri. Bun. Așa. Pastele lăsăm aici. Le-am făcut doar pentru că, de ce nu, până la urmă, 36, adică încă 4. Oho, avem iron deja destul de mult. 6 blocuri, nu mai bine. Nu cred că o să avem nevoie, nu cred că o să ducem lipsă, de fapt, nu cred că o să avem nevoie, că nevoie o să avem de iron. Dar nu cred eu că o să ducem noi lipsă de iron vreodată în într-unul dintre... Nu pot să zic chiar let's play-uri, pentru că numai în let's play-ul ăsta am destul iron. Nu cred eu că o să duc... De fapt, da. Nu cred eu că o să mai ducem noi vreodată nevoie de iron în mod pe curile în care... Ce? Cred că l-am oprit sau ce am făcut? Cred că l-am oprit. Da, cred că l-am oprit, dar de ce l-am oprit? Mă rog. Cum ziceam, nu cred eu că o să mai ducem vreodată lipsă de... iron sau de resurse în general în mod pe curi care conțin modul ăsta. Așa, acum hai să facem niște sticluță. Dar chestia asta o să fac eu off camera, uite aici aveam. Oho, și acum, de fapt stai, cred că mi-ajunge atâta. De fapt, nea, hai că pun totuși să se prăjească chiar dacă nu o să mai am nevoie. Chestia asta o să o fac off-camera, chiar acum o pun la prăjit. Bam! Bun. Și mai avem aici încă două bucăți. Și în relativ curând o să trebuiască să termin și ăsta. Și off-camera o să mai acopăr asta și poate că o să mai tai de până copac și pe aici că o să am nevoie de lemn. Adică nu o să am nevoie de lemn. Bun, oricum, cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Până la viitoare, am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Bye, bye.